n-am mai gătit de mult timp paste și azi m-am gândit că ar fi o idee bună să vă arăt o rețetă cu arome mediteranene, cu ingrediente pe care le găsiți uitate prin frigider. Minunate! Chiar trebuie încercate. Pentru început, călesc cubulețele de vinete în ulei de măsline. Adaug sare și piper. Și 2 căței de usturoi roziți. Adaug și roșii uscate, tăiate. Între timp pun și pastele fără gluten la fiert. Peste legume adaug și sos de roșii. Simplu, nu are nimic în el, doar roșii. Și puțin busuioc uscat, pentru că nu am proaspăt. Voi adăuga peste sos puțină apă de pe paste. Adaug și niște măsline.